Pe de altă parte, aș vrea să cer Ministerului de Interne, în primul rând, și Ministerului Dezvoltării și Administrației Publice, ca în termen de 2 săptămâni să vină cu o analiză a modului în care noi, România, suntem pregătiți în momentul de față să facem față unei eventuale astfel de catastrofe și să vedem ce măsuri mai trebuie să fie luate. Știu că la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, în urma accidentului de la colectiv, au fost luate anumite măsuri pentru a îmbunătăți capacitatea de reacție și pentru a clarifica rolul și responsabilitățile. Știu că sunt și programe de dotare. Aș vrea să avem această informare în guvern care să fie și publică. Și la fel, știu că Ministerul Dezvoltării, aveam de altfel asta și în programul de guvernare, a inițiat mai multe măsuri și are o analiză legată de situația în care se află mai multe clădiri care sunt supuse unor riscuri într-o astfel de situație de catastrofă. V-aș ruga, domnule vicepremier, să veniți să informați guvernul care sunt măsurile care au fost luate și ce măsuri mai putem lua până la sfârșitul mandatului pentru a progresa și în acest domeniu.